S-a luptat cu depresia, s-a văzut bolnavă de cancer, de leucemie și cu tumori. A trăit chinuri crunte în copilărie, dar azi este mândră că a ajuns cea mai bună versiune a ei. Oana Radu spune exact prin ce a trecut și răspunde sincer la o întrebare pe care nu a primit-o niciodată la TV. Dacă ți s-ar oferi 1 milion de euro, ai renunța la viața publică? Eu nu consider că am viață publică neapărat, însă pentru 1 milion de euro n-aș renunța la nimic din viața mea. Consider că lucrurile pe care le trăiesc sunt mult mai importante decât banii și știu că sunt așa clișei cumva, dar eu sunt genul ăla de om care a făcut, cum să zic, nu neapărat că a făcut bani repede și da, am avut norocul ăsta întotdeauna să fac și să mă descurc într-un fel sau altul. Așa că nu aș renunța la nimic din viața mea, pentru niciun ban. Povestește-ne o nebunie pe care ai făcut-o tu când erai copil și de care n-au aflat părinții tăi, dacă poți să ne spui. O nebunie pe care am făcut-o când eram copil și n-au aflat părinții mei. Doamne, câte au fost! Nu știu dacă pot să zic aici pe story, că e ilegal. Ceva ce se poate povesti. Ceva ce se poate povesti. Păi, depinde. Cred că, nu știu, mergeam cu autobuzul fără bilet. Ce mai făceam? Prostii. Nu știu, că... Cu băieți nu prea umblam, că eram cam grăsuță, nu prea mă plăceau, deci nu prea făceam prostii de-astea așa. Nu știu să zic, nebunii de-astea de copii, chiuleam de la școală, cred că asta făceam. Când de băieți, ai avut vreo iubire de vară? Mă, să știi că n-am avut. N-am avut iubire de vară, că eu sunt născută iarna. Și îmi place mai mult iarna, dar n-am avut. Okay. Știu că tu în ultimul timp ai postat un videoclip foarte lung pe Instagram în care povesteai... cumva foarte pe larg ce, prin ce ai trecut în ultima perioadă. Poți să ne spui și nouă cum ai reușit să treci peste? Te referi la videoclipul cu anxietatea. Exact. Da, și cu depresia. Da, este, cred că, ceva prin care trecem foarte mulți dintre noi, din păcate, însă nu suntem luați în serios din cauza, nu știu, societății în care trăim și a felului în care oamenii sunt obișnuiți să ne vadă din afară, gen puternici și invincibili. Însă, din punctul meu de vedere, e o problemă cât se poate de serioasă. Mi-a fost foarte greu și, exact cum am zis acolo, chiar am fost în iad. Adică mie mi-a fost extrem, extrem, extrem de greu în toată perioada în care am avut anxietate și încă am, dar cumva m-am mai ancorat în realitate pentru că au trecut așa, perioadele mai grele cât de cât. Ce te-a ajutat? Să fiu sinceră, m-a ajutat foarte mult sportul și m-a ajutat foarte mult Cătălin, soțul meu, foarte mult. Și evident prezența prietenilor, dar cumva, într-adevăr, persoana de lângă noi este foarte importantă, e foarte importantă. Și că veni vorba despre Cătălin, soțul tău, o persoană foarte importantă. Aveți de gând să vă măriți familia cândva? Avem de gând să ne mărim familia, bineînțeles, doar că momentan așteptăm să ne cumpărăm o locuință noastră. Bine, noi avem în Craiova două locuințe, dar în București stăm, momentan suntem tranzitorii pentru că nu avem căsuța noastră și așteptăm să ne luăm și după aia, da, o să facem și un bebe. Dacă peste 10-15 ani când o să fie. V-ați mai întorc puțin la ce spuneai tu cu depresia. Știu că tu ai spus la un moment dat acolo că mâncai ca să te simți mai bine. Da. Cum ai reușit până la urmă să nu mai mănânci? Că îți găsi alinarea practic în mâncare. Păi e simplu, la un moment dat n-a mai funcționat mâncarea și a trebuit să mă opresc, pentru că nu mai funcționa absolut deloc treaba asta cu mâncarea și pur și simplu a trebuit să mă opresc. Da. Acum ești bine, sănătoasă? Sunt foarte bine, sănătoasă, sunt cea mai slabă din viața mea, sunt mândră de chestia asta, mai vreau să slăbesc, am foarte multe planuri, muncesc foarte mult și... Doamne ajută!